mintea mea, pentru că vreau să te cercetez. Vreau să-ți vorbesc și vreau să te întăresc și în suflet și în trup, zice Domnul. Pentru că ai nevoie de întâlnitură, ai nevoie de putere de la mine și ai nevoie ca eu, Domnul, să fiu sprijin și ajutor în etapele care vor urma, în lucrurile care vor veni, în ceea ce tu vei auzi, ceea ce tu vei vedea și ceea ce tu vei simți. Pentru că iată, zice Domnul, caria noastră la scurtă-i vremea, când vei auzi într-o parte și în alta și iată chiar tu, în această parte a lumii, vei fi afectat, poporule, de lucruri care vor veni peste tine, la care nu te-ai gândit, doar ai auzit despre ele. Eria Shalamanadia Farai, de aceea eu stric prin Duhul Sfânt și îți spun, vino și stai în întăritura mea, care este în puterea Duhului Sfânt. Pentru că dacă te vei ruga în această vreme în care încă mai ai pace și liniște, iată că sufletul tău, oricărui de aici, va fi ferit și va fi plin de putere la lucrurile care vor veni. Pentru că se vor întâmpla, era și olema nasarai și va fi, zice Domnul, necaz, enaga diofela manai și mulți vor fi dintre aceia care vor pleca de pe pământ. Ebaraca novelai, eu îți spun nu ca să te înfrig, eu îți spun ca să te deștept, ca să-ți dau viață în puterea mea, să nu alergi după ce alerg oamenii. Eramenai șalai, ce folos să trăiești mult și fără rost, îi de folos ca să trăiești în plinătatea belșugului, harului Duhului meu. De aceea lasă-te cercetat în această zi, că-ți voi vorbi, te voi sfătui, te voi călăuzi. Și iată, dacă vei pune la inimă cuvintele mele, îți spune sau întoritură înaintea ta și înapoi a ta, ca cel rău să nu poată să vină și să dărâme ce eu am pus în tine, cuvântul adevărului și mântuirea aceasta, să poți să duci până la capăt. Dar ai nevoie de rugăciune. De atâtea ori te-am cântărit, de atâtea ori privesc spre tine și nu te văd la rugăciune. Nu te vezi că mă chem și nu aud strigătul care îl aștept. Pentru că iată, eu sunt gata să cercetez, eu sunt gata să înștiințez și eu sunt gata, zice Domnul, să dau putere celui care nu are. Dar vino la izvor, căci la izvor vei bea apă curată și iată că apa aceasta îți va da putere. Apa aceasta îți va da belșug de binecuvântare în inima ta și în casa ta. Eria calamanai de fel. Ferice va fi de voi dacă veți înțelege că încă-i har, încă-i pace, încă-i liniște. Și dacă veți intra fiecare la locul în care sunteți chemați, iată că veți înțelege multe lucruri ce oamenii firești și lumea nu le vor înțelege, pentru că necazurile care vor veni, chiar din fricină că ei nu vor avea ochi să vadă, atunci se vor bloca, atunci diavolul le va mamintea și vor face multe alegeri în pripă, fără înțelepciune dumnezeiască și se vor lega singuri, mulți își vor pierde și mintea și nu vor ști ce să facă. Iată, vreau să te salvez și vreau să te pun la loc de adăpost, dar pentru aceasta va trebui să te rogi, să citești cuvântul, să-l crezi, să-l împlinești și împreună cu mine eu îți voi da putere de înaintare, eu îți voi da clarificare la ceea ce tu nu ai. Aleluia. Și mai mult decât atât, voi deschide uși, refugii și locuri, voi face cărări într-o pădure întunecată care va fi peste pământ, peste Europa și peste multe țări la care tu vei auzi și îți vei aduce aminte de trâmbița care a sunat și care a vestit. Ferice dacă te vei apropia de mine, căci vei avea viață și putere. Amin.